No, bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți observa și în imagine, avem un nou review. De această dată avem o marcă diferită pe canal. Vom face un unboxing în primul rând, iar mai pe urmă vom discuta puțin și despre telefon. După cum puteți observa și în imagine, este vorba de un Honor 90, un telefon care a fost o submarcă a Huawei până în anul 2020, în cazul în care nu știați, și mai nou a fost preluată firma de un consorțiu chinez. Au început să vândă telefoane foarte bine în China, iar mai recent s-au lansat și pe piața românească multe modele, printre care și smartphone-uri de top, unele dintre ele depășind pragul de 5.000 de lei. Cam așa vine ambalat în această cutie. Eu l-am desfăcut deoarece l-am verificat la curier, dar cam așa arată și pe partea din spate. Avem aici câteva caracteristici. Acum vom despacheta telefonul să vedem cam cum arată. Avem aici în prim plan telefonul. În primul rând observăm un modul imens de camere. Îl vom deschide din această țiplă. Dar întâi să vedem ce mai avem în cutie. Aici avem, bineînțeles, instrucțiunile, ghidul de utilizare, garanția. Vedem certificatul de garanție. Ne vom pune și pe acestea deoparte. Și aici am avut un cablu tip C pe care l-am desfăcut, nu l-am mai pus în cutie, dar cam acesta este conținutul cutiei. Iar aici, în prim plan, după cum vă spuneam, avem telefonul. Cam așa arată. Cam așa arată telefonul la un prim view. Vedem aici două module de cameră imense. Ei bine, telefonul se poate lăuda cu cea mai mare cameră care s-a pus pe un mid-range. Totodată, el este situat undeva între mid-range și top, datorită câtorva elemente cu care se laudă, printre care putem menționa o cameră imensă de 200 de megapixeli care s-a pus pe acest telefon. De asemenea, avem și un display foarte bun, dacă nu printre cele mai bune din lume, și totodată o baterie generoasă de 5000 de mAh. La capitolul display avem un ecran de 6,7 inch cu margini curbate, după cum puteți observa. Avem de asemenea o grosime de 7,8 mm și o greutate nu mai mult, nici mai puțin, de 183 de grame. Avem de asemenea o rată de refresh de 120 de Hz, totodată o luminozitate de 1600 de niți. Vedem că este un ecran destul de luminos, chiar foarte luminos. Avem foarte puține modele care au sau care ne oferă la acest capitol o astfel de luminozitate, printre care putem compara cu iPhone 14 Pro, unde avem maxim 2000 de niți. De asemenea, avem HDR 10 Plus și o rezoluție de 1200x2664 de pixeli. Avem și un difuzor aici, în partea din spate, un singur difuzor. Preferam să mai avem și un difuzor sus, dar este ok și așa. Ăsta pot să zic ar fi un prim minus. De asemenea, mufa de încărcare Type-C și locul pentru cheița SIM. Iar butoanele sunt situate aici pe margine, volum, up, down și power. La capitolul camere, ei bine, avem un senzor uriaș cu care se laudă acest model. După cum vă spuneam, avem o cameră de 200 megapixeli wide, care este un senzor destul de apropiat de cel de pe S23 Ultra, dar cum bine știți, softul face de fiecare dată diferența. La Samsung avem mult mai multă procesare. De asemenea, mai avem un senzor de 12 megapixel ultra-wide și nu în ultimul rând avem o cameră de 2 megapixel care este folosită în principal pentru portrete. Iar la capitolul video avem o filmare de 4K în 30 de cadre pe secundă.
Un minus ar fi faptul că nu putem urca în 60 de cadre pe secundă, avem prestabilit 30, dar asta este și avem o rezoluție de 1080 în 16:9. În cele ce urmează vom face și o comparație să vedem câteva poze făcute cu Honor 90 comparativ cu un iPhone 13 Pro și totodată vom vedea și partea video, vom face câteva clipuri să vedem o comparație. La capitolul baterie, după cum vă spuneam, avem nici mai mult, nici mai puțin de 5000 de mAh, o baterie enormă, care o să ne ofere o durată de utilizare foarte ridicată. Totodată avem aici mai multe setări, vedem că avem mod performanță, putând optimiza setările și avea performanță maximă, sau avem modul economisire energie. Vedem că la 35% mai avem 9 ore 26 de minute rămase. Bineînțeles că este estimativ în funcție de ceea ce facem pe telefon. Totodată avem o certificare de încărcare rapidă. Cei de la Honor ne spun că s-ar încărca 45%. Acum, ca o concluzie la tot ce am discutat mai devreme, vedem că avem și aspecte pro și contra. Ei bine, să începem în primul rând cu prețul. Telefonul este undeva la 2100 de lei în varianta de 512 GB cu 12 GB de RAM și varianta pe care o am eu în imagine de 256 cu 8 GB este undeva la 1999 de lei. Acum depinde de dumneavoastră dacă doriți să achiziționați telefonul. Ați văzut că Pro avem la aspecte o baterie enormă care în ziua de azi este foarte utilă, totodată avem camere bune, avem senzorul de 200 de megapixeli și avem unul dintre cele mai bune display-uri din lume. Totodată, la aspecte negative, pot să spun că aș fi preferat niște materiale mult mai premium pe telefon. De asemenea, avem doar un difuzor, ceea ce se putea îmbunătăți și cam atât am observat momentan negativ, acum depinde de dumneavoastră ce doriți să achiziționați. Ceea ce voiam să mai punctez este faptul că acest telefon mai are și o variantă light, Honor 90 Lite. Acesta, deși seamănă foarte mult cu Honor 90, are diverse caracteristici total opuse, printre care și prețul, o să-l găsiți la 1200 de lei în jur de. De asemenea, nu avem un ecran așa bun, avem un ecran IPS pe cel Lite, de asemenea 90 de Hz rata de refresh. Totodată, nici camerele nu se ridică la același standard,